Luli! Uite câte animale, me, me, mu! Sunt prietenele tale, me, me, mu! Ce mănâncă un dedou când vor să trag un pui de somn? Uite câte animale, me, me, mu! Uite câte animale, me! Vaca face mu. Episodul 23. Oare ce animal vom cunoaște astăzi? Astăzi vom cunoaște un elefant. Bună, elefantule! Cum face elefantul? Ca o trompetă! Poate face asta datorită trompei lungi. Scoate aceste sunete prin trompă. Ce lungă e trompa elefantului! Și ce urechi uriașe! Elefantul este foarte înalt și mare. Patru picioare, putucănoase și groase, două urechi. Ia uitați ce uriașe! O trompă musculoasă prin care ne vorbește. Uitați elefantul cum ne privește. Unde se duce? Poate e în drum spre casă. Dar unde locuiește? El trăiește în Africa. Elefantul sună din trompetă. Pe cine cheamă? Pe mama elefant. Iată și puiul lor. Micuțul învață acum să meargă. Dar încotro merg ei acum? Poate merg la masă? Dar ce mănâncă elefanții? Frunze și rămurele. Priviți! Elefantul a găsit un copac cu multe frunze gustoase. Trage cu trompa de creangă. Ce puternică e! Elefantul strigă din nou. Dar pe cine cheamă? Cheamă puiul și mama elefant la masă. Apoi cheamă și alți elefanți. Priviți! Au venit cu toți! Elefanții trăiesc în turme. Cu toții mănâncă. Un elefant e uriaș și e foarte greu. Pleacă la drum, se balansează mereu. În față are o trompă cu care strigă tare și atât de lungă până departe în zare. Luli! Cine va întâmpina, pe cine va saluta? Multe sunt de cercetat, dar și de rezervat. Cine o însoțește? Cine o iubește? Cu mac, mac, ieșica, ieșica, păpușica.
Mac Mac din nou la zoo. Suntem la zoo, Mac Mac. Uite poarta de la grădina zoologică. Astăzi ce animale vom mai vedea? Sunt atât de multe animale la zoo. O girafă, un elefant, un urs. Nu-i așa că ești curioasă să le vezi? Uite trenulețul de la zoo. Ne plimbăm cu trenulețul prin grădina zoologică și vedem toate animalele. Trenulețul s-a oprit. Conductorul conduce trenulețul și pasagerii stau în vagoane. Bună ziua, domnule conductor! Unde vrei să te așezi, Mac Mac? În vagonul roșu. Poți să te urci. Conductorul a pornit trenulețul. Mac Mac, ce animale vezi? Sunt elefanții. O familie de elefanți stă pe marginea lacului. Tatăl elefant, mama elefant și doi elefanței mici. El e tatăl elefant. Uite ce urechi mare are! Și ce nas mare are! E o trompă! Elefanții au trompă! Mac, Mac, uite ce face mama elefant! Ia apă! Ia apă cu trompa! Și îi face baie elefanțelului! Îl stropește și pe celălalt elefanțel. Mama elefant face baie elefanțeilor. La revedere, elefanțeilor, cu bine! Mergem mai departe. Uite, Mac Mac, ce animal înalt! Uite ce gât lung are! Cine e acolo? Cine se ascunde printre ramurile copacilor? E o girafă, Mac Mac. Girafa mănâncă frunze din copac. Uite ce înaltă e! Pare să atingă cerul. Și ce limbă lungă are! Cu ea poate prinde frunzele din copac. La revedere, girafă înaltă! Mi-a părut bine să te văd! Ce animal vedem acum? Trenulețul s-a oprit. Vrei să cobori, Mac Mac? Uite o grotă! Cine locuiește oare aici? Al cui e capul ăsta? Este ursul care s-a trezit din somn. Bună, ursule! Vezi, ursul se scarpină, se fracă de trunchiul copacului. Elefantul e mare și puternic. Bea apă din lac, vezi? Girafa are gâtul lung. Ea mănâncă frunze din copac. Cine se uită la noi din grotă? E ursul care doarme acum. Pa, ursulețule! Du-te înapoi în grotă și dormi. Am văzut atât de multe animale, Mac Mac. Ce bine ne-am simțit! Acum e timpul să ne întoarcem acasă. Hai să ne urcăm înapoi în trenuleț, Mac Mac. La revedere, animăluțelor! Vom mai veni să vă vedem! Luli! Urechila e un iepuraș, foarte drăgălaș, dar poznaș. Urechila, unde te-ai pitit? Ai văzut că iarăși te-am găsit. Cine vine pe imaș să se joace azi cu un iepuraș? Bună, iepurașule Urechila! Ce e cu zgomotul ăsta? Ce poate să fie? Oh, e elefanțelul Dumbi! Elefanțelul
Elefantul Dumbi își ridică trompa și cântă. Se duc iepurașul Urechilă și Dumbi. Ce frumos! Iepurașul Urechilă și elefanțelul Dumbi au ajuns în junglă. Elefantul Dumbi vrea să se joace de-a fața ascunselea cu iepurașul Urechilă. Da, minunat! Deci iepurașul Urechilă o să închidă ochii și elefantul Dumbi o să fugă să se ascundă. Să se fie ascuns aici, nu, nu, nu. Oare să se fie ascuns acolo, nu, nu, nu. Aici? Nu! Acolo? Nu! Știți pe unde e? Nu! Hai spuneți dacă s-a ascuns aici, nu, nu, nu. Aici e! Iată-l pe elefanțelul Dumbi. Iepurașul Urechilă l-a găsit pe elefanțelul Dumbi ascuns după copaci. Ce salt! Ce săritură! Hai să vă jucați, haideți cu noi! Elefanțelul Dumbi mănâncă o banană și, între timp, iepurașul Urechilă se ascunde. Elefanțelule Dumbi, știi unde se ascunde iepurașul Urechilă? Nu? Atunci du-te și caută-l! Cine știe, cine știe unde este Urechilă? Ai sări codița, ai sări plănița? Cine știe, cine știe unde este Urechilă? Două urechiușe lungi unde sunt, iar aici. Iată-l! Iată-l pe iepurașul Urechilă! Elefantul Dumbi l-a găsit ascuns în tufiș. Urechilă, hai la joacă, toți prietenii te cheamă. Să săriți și să dansați, jocuri multe să învățați. Bravo ție, elefantule Dumbi! Bravo și ție, iepurașule Urechilă! Vreți să ne mai jucăm? Cucu! 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 La revedere, iepurașule Urechilă! La revedere, elefantule Dumbi! Meow!
אבל אני מתרגש, מתרגש כל כך. מחר זה היום שלך. לילה טוב, ליל מנוחה. לילה טוב גם לך. מחר, כשאראה את לורנצו פרלינה, אני אבקש מהם שיעצבו לי פיג'אמה חדשה. בוקר טוב, תרבותיקה. בוקר טוב, ובחרמוניה. היום זה היום. היום זה היום. את מוכנה? מוכנה. הכל מוכן לטקס? בדיוק, לפי החוקים. רגע, רגע, תרבותיקה, איפה בני העם? כולם עומדים עם מוחקים. תרבותיקה, את רוצה שהטקס יצליח? רוצה. נורא, אבל לפחות כמו בשנה שעברה. אז אני ממליץ להפסיק לזה. חזרה. כשהמלך אלפרד הוא שומד לצאת, אני אסמן סימן כזה. כולם נעמדים על הרגליים. ברוך שאני אעשה סימן כזה, כולנו נמחלו כפיים. רגע, רגע, ואז כולם חוזרים אחריי בקול. אלפרדו! 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 היום זה היום. יופי של יום. השמש זורחת כמו יהלום. אתם רוצים שהטקס יצליח? נורא. אז אני ממליץ שתעשו עוד חזרה. עוד חזרה? כן, אם ליאון אומר. לורנצו. כן, אז אין ברירה. עושים הרבה חזרות לפני הצגת הבכורה. שוק, שוק, אל תתכונן. ואתם הולכים להלביש את המלך אלפרדו הגדול. בהחלט. באמת? ועכשיו אלפרדו, הגיע הזמן. אפשר סוף סוף ללבוש את הבגד? זמן? יופי. אבל היכן הבגדים? מונחים כאן. איפה? בדיוק מולך. נו, איך הבגדים? חדשים. אין מילים. הבגדים הכי יפים שיש. אם אני רואה אותם זה סימן שאינני טיפש? ודאי. הגיע הזמן להתלבש. להתחדש. Oh,